microfon aici pentru tine. Wonder Woman. Wonder Woman. Ce faceți voi? Hai să bine. Aici cu vara, cu soarele, știi cum e? Ana Morodan. Știu. Asta pe Facebook. Ia un loc acolo. Mulțumesc. Da. Ce faceți voi, dragii mei? Greu dansul la plajă, nu? Nu poți să-mi dai foarte greu că mi-s mici. Nu, da? Foarte greu dansăm aici. Da, da. Bine că ne-ați pus pe lemne, că dacă ne puneați pe... Era mult mai greu pe nici. Da, și știi, e foarte, foarte cald. Mm-hmm. Da, acum e să bine. Să facem toate prizele cu această căldură, e greu. Dar niciodată, tot timpul pentru oameni, de fapt, facem... Zile oamenilor, asta e o bucățică din show Fantezia. Ați văzut o parte din noul nostru show, care se numește Fantezia. Și această parte am adăugat-o în show-urile noastre spectaculoase. Avem carnavalul, avem momentul cu majorete pe care l-am făcut data trecută. Adică avem un spectacol cu muzică, dansuri și costumați, un spectacol de revistă, cu dansuri, cu de toate, cu piese vechi și noi, cu cover-uri și cu tot felul de costumații spectaculoase. E un show, e experiență vizuală, adică dacă veniți la concertele noastre, pur și simplu aveți parte de o experiență vizuală foarte frumoasă. Un show foarte, foarte, și pe Facebook găsiți contactul. Vrei? Te duc. Vreau să mă duc. Zi, Andreea, unde cânti weekendul ăsta? Unde poate să te vadă lumea? Mâine chiar suntem la Râmnicu Vâlcea și toate concertele le postez pe Facebook. Florin Edelcu este impresarul care se ocupă de agenda mea. Ai văzut, Ana? Intri pe și Facebook? Și fiecare an încerc să fac lucruri frumoase și să vin cu tot felul de concepte. Nu, eu vreau să mă duc cu tine live. Da, mă, live merge. Noi uităm pe Facebook, alegem unul împreună. Zim de vacanța anul ăsta, Andreea. Știu că tocmai m-am întors din vacanță. M-am întors de pe Coasta de Azur. Da, bine. A fost ziua mea. Cum a fost? A fost ziua mea pe 23 iunie. Mulți la mulți ani. Am zis la mulți ani în emisiune, nu te-ai uitat la noi. Și am vrut să sărbătoresc așa frumos. Am fost la Monaco, pe toată coasta. Pe toată coasta Saint-Tropez, foarte, cum foarte sunt oamenii acolo, că nu i-am mai văzut de mult. Sunt bine sănătoși? Mai sunt foarte educați, foarte bine îmbrăcați. Da. Vezi, uita la mine, Prin vreme bună? Da, foarte bună, foarte cald, foarte cald. Asta nici la noi n-a fost prea rău. Și mai plecăm, o să mai plecăm în septembrie în Croația și va fi pe prima vacanță cu Ela. O să luăm și pe Ela. Plecați în trei. Plecați în trei de data plecăm asta. În trei, da. Prima oră. Și tot timpul mă gândesc la vacanțe, non-stop. Deci sunt într-o vacanță și deja caut bilete pentru următoarea. Caut bilete pentru ianuarie. Îmi place să muncesc, să alerg, dar întotdeauna trebuie după aceea, după ce am un proiect, de exemplu, mai mare, să mă recompensez cu o vacanță. Da, ce e important pentru tine, Andreea, când te duci în vacanță? E foarte important să ai un confort la hotel? Sunt foarte importante locurile? Locurile, adică nu pun preț foarte tare să stau la 5 stele. Din contră, chiar îmi iau de pe Airbnb de foarte multe ori și mi-închirez mașina de pe Turo. Și atunci îmi place să vizitez. Și eu și soțul meu ne place să mergem, să umblăm. Adică am fost în America în martie și absolut în fiecare zi am făcut ceva. Și am mers la Six Flags, la Warner Bros, la Disneyland, la Universal Studios. Oh, la Universal acolo. Deci eram mai obosiți când am întors atunci când am plecat. Mie știți de ce îmi place foarte mult de Andreea? Yeah. Mi se pare că este o persoană pe care nu a schimbat-o faima și mi se pare că a rămas la fel ca la început și îmi place de ea și pentru că susține drepturile minorității. Da, și am fost și la paradă și susțin comunitatea LGBT și chiar tot timpul pe Facebook fac tot felul de postări și comentez și mai au la ceartă cu unii oameni care mi se par pur și simplu închiși la minte. Susțin foarte mult. Asta mi se pare mare lucru. Întotdeauna să avem pure și contra. Tu nu, dar tu nu. Florin, de când este eu la nu, prietenii nu? De la 11, da. Să știi că îmi scriu oameni că nu-i mai salută, efectiv. Și mi se pare îngrijorător aceasta. Așa faci, Florin? Ce să faci? Așa e cu faima. Care nu știu, adică n-ar trebui să iau un exemplu, te rog, de la Andreea. Rămâi cu picioarele pe pământ, drag. Doamnelor și domnilor, pentru ultima oară în această emisiune a fost Ana Morodan. Astăzi e miercuri. Dă-ți seama ce se întâmplă dacă dă cele 7 kg jos, că vine de două ori pe săptămână. Fiind și miercurea viitoare. Și mă gândesc un pic să rezolv ceva cu rubrica mea, pentru că am văzut că poate te plictisește un pic. Așa că poate miercurea viitoare o să fac o rubrică personalizată pentru tine, cum să pari. O, măcar așa. Pari ca să nu dispari. Ca să dispari. Perfect, mulțumesc frumos, stai și la plajă. Andreea, să ai o vară minunată, plină de mulțumesc. Tot ce vrei tu și să te legi repede vacanța, că vine și septembrie. Aștept să vă întoarceți în platou, pentru că acolo e mult mai ușor, deci aici este. Da, mai avem două la plajă aici. Mai e vară, stăm aici la plajă.